Stimați frați și prieteni creștini, bine v-am regăsit! Suntem în ultima emisiune a anului 2011, înconjurați de o atmosferă plăcută, de entuziasm, de bucurie. Avem perspectiva unei sărbători frumoase cu cei dragi. Mulțumim lui Dumnezeu că am apucat sărbătoarea aceasta, că suntem sănătoși. Însă, în contextul acestei sărbători, al pregătirii ei, avem bucuria să fim împreună. Și să facem ultimul studiu biblic gândindu-ne la faptul că 365 de zile Dumnezeu a fost credincios și bun. Ne-a binecuvântat și a noi bunătatea în fiecare dimineață față de noi, față de familiile noastre. Și cu bucurie și recunoștință petrecem timpul acesta împreună uitându-ne în cartea pe care El ne-a trimis-o respectiv în Biblie. În contextul acestei sărbători, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o întrebare la care să și răspundem, întrebare care i-a fost pusă unui proroc din Vechiul Testament, pe care l-a chemat Ieremia. În capitolul 1, versetele 11 și 12, Dumnezeu se adresează acestui profet și îl întreabă: Ieremia, ce vezi? Este adevărat că lui întrebarea aceasta i-a fost pusă într-un alt context, dar întrebarea în sine se potrivește a fi pusă și fiecăruia dintre noi în contextul încheierii unei decade numită Anul 2011. Cea mai bună metodă de a învăța un lucru este experiența personală. Ea este superioară altor forme de a învăța. Din acest motiv, Dumnezeu îl întreabă pe Iremia, și ca o aplicație practică pe noi astăzi: Ce vezi în anul care a trecut? Uitându-ne în trecutul nostru, în vale. În urma pașilor noștri, înșirați în procesul acestei perioade de 365 de zile, numită anul 2011, vedem tot felul de lucruri. De unele ne mândrim, suntem bucuroși, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Este partea pozitivă a trecutului nostru. De altele ne este jenă, chiar rușine. Sunt alunecările, slăbiciunile noastre, defectele noastre, manifestarea lor. Întrebarea aceasta a lui Dumnezeu cu privire la anul 2011, înseamnă 12 luni, 52 de săptămâni, 365 de zile sau 1760 de ore, 525.600 de, de minute și 31 de milioane 536 de mii de secunde. Ei bine, în tot timpul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat, ne-a dat libertatea să facem ce vrem astăzi suntem la sfârșitul acestei perioade, ne uităm în urmă și evaluăm perioada aceasta calificând-o ca fiind bună sau rea. Ce vezi în anul 2011? Întrebarea aceasta este din partea lui Dumnezeu către conștiința dumitale. Uită-te în urmă, ce vezi? Pe lângă faptul că vezi bunătatea lui Dumnezeu, ce vezi în anul 2011? Răspunsul unora un răspuns potențial ar fi următorul. Uitându-ne în raportul biblic, în Vechiul Testament, în Noul Testament, uitându-ne la Eva, spre exemplu, prima femeie, soția lui Adam, ea vede oportunitatea să devină ca Dumnezeu, însă în cunoștință, nu în sfințenie. Rezultatul acestei intenții a fost păcatul pe care l-a făcut, păcat sub incidența căruia s-au născut miliardele de oameni de la creație până astăzi. Acan vede oportunitatea să devină bogat și rezultatul a fost moartea pentru el și familia lui. Cain vede oportunitatea să elimine concurența și rezultatul a fost nenorocirea și a omorât fratele. Ahab vede oportunitatea să mai achiziționeze o proprietate și rezultatul a fost pedeapsa lui Dumnezeu. David vede oportunitatea unei plăceri interzise și rezultatul a fost chinul pentru el și familia lui. Zedechia vede oportunitatea să se laude, și rezultatul a fost rușinea pentru el și pentru casa lui. Solomon vede oportunitatea unei vieți de lux și de plăcere, și rezultatul a fost deșertăciunea și conștientizarea acesteia. Iona vede oportunitatea răzbunării. Rezultatul a fost o experiență dramatică în care Dumnezeu l-a implicat să-i dea o lecție unui proroc fugar, unui om al extremelor. Fiul lui Ceva, văd oportunitatea afirmării. Rezultatul a fost chinjuirea din partea Duhului pe care ei au intenționat să-l exorcizeze. Dima vede oportunitatea plăcerii cu lumea. Rezultatul a fost pierderea mântuirii. Am prezentat câteva exemple din Biblie ale unor oameni care, uitându-se în trecutul lor de un an de zile, văd experiența aceasta care i-a îndepărtat de Dumnezeu, care i-a condus la faliment, la rușine și la dezastru. Este doar exemplu unor oameni care au ieșuat. Nu înseamnă că intenția de a deveni ca Dumnezeu, intenția de a deveni bogat, intenția de a te implica uh, în competiții, de a achiziționa terenuri, de a te simți bine, de a avea o viață decentă, confortabilă, este un lucru rău. Însă, metodele, motivația acestor oameni a fost una greșită. Ce vezi când te uiți în anul 2011? Nu cumva aspecte asemănătoare cu acestea? Nu cumva o motivație greșită care te-a făcut dușmanul propriei familii? Dușmanul propriei conștiințe, dușmanul lui Dumnezeu, nu cumva metode pe care folosindu-le ai pierdut relații, bani sau alte lucruri pe care le-ai câștigat cu greu de-a lungul anilor, ce vezi în anul 2011? Acesta este răspunsul unora, așa cum anticipam. Haideți să privim și la răspunsul altora. Ideal este astăzi, în una dintre ultimile zile ale anului 2011, să privim înapoi cu o atitudine de căință, de remușcare și de regret, uitându-ne la lucrurile pe care nu le-am făcut bine. Am greșit uneori înaintea lui Dumnezeu. Am greșit în fața propriei conștiințe. Am greșit împotriva tovarășului de viață, a părinților, a copiilor, a legilor statului. Nu am reușit să ne menținem la nivelul excelenței în toate aspectele. Astăzi, cu o conștiință sensibilizată de prezența lui Dumnezeu în inima noastră, regretăm aceste alunecări, aceste eșecuri, aceste ezitări, aceste ieșiri în decor. Privind în urma pașilor noștri, în perioada aceasta anului 2011, pe lângă toată bucuria pe care o încercăm, datorită realizărilor pe care Dumnezeu ne-a ajutat să le dobândim, ne este totuși rușine și regretăm lucrurile pe care nu le-am făcut bine. Astăzi, în ultima zi a anului 2011, privind cu pocăință în trecut. Este una dintre componentele stării noastre pe care o încercăm. Ea nu este dominantă, dar este prezentă în sufletul nostru și avem demnitatea să o recunoaștem. Apoi, privim înainte cu speranță la timpul pe care Dumnezeu ne-l va mai da. Ce va reuși Dumnezeu să facă cu noi în anul 2012? Ca uh, tați sau mame, soți sau soții, ca muncitori, șoferi, oameni care trăim în societatea aceasta, în casele noastre. Uh, noi știm că trăim pe un pământ ale cărui resurse sunt aproape să se epuizeze. Noi suntem implicați într-un proces de globalizare care ne avertizează despre faptul că. Istoria planetei pe Pământ este aproape de final. Noi suntem implicați într-o universalizare a crizei. Criza devine mondială, ea cuprinde întreg Pământul. Ea este o componentă a procesului de globalizare. Fiindcă globalizarea aceasta trebuie să conțină și elementul criză, care va conduce la disperare națiunile Pământului, guvernele lor și pe cetățeni. Oameni care vor accepta lucruri pe care nu le-ar fi acceptat într-o situație de normalitate. Însă criza aceasta foarte accentuată va determina locuitorii Planetei Pământ și conducătorii lor să accepte finalizarea procesului de globalizare care îl va înscăuna pe anticris ca pe liderul mondial. Oameni care pentru bucata de pâine vor accepta pe mână sau pe frunte semnul de subordonare față de fiară, față de Dumnezeul fals. Toate lucrurile acestea au o conotație religioasă. Uitați-vă la statele Europei care s-au unit în cea mai mare parte. Uitați-vă la moneda comună a Europei. Toate acestea sunt doar un model la ceea ce se va întâmpla în lumea întreagă, la o globalizare la nivel planetar, la o globalizare a finanțelor, o singură monedă, o singură armată, o singură poliție, un singur președinte, o singură țară. Ei bine, Anticris va deveni liderul mondial. El nu va putea apărea, nu va fi acceptat de națiunile pământului decât pe fondul unei crize care uh, a ajuns la extremă și, care, și pentru care nu mai există nicio soluție. Ei, noi privim însă înainte cu speranță, în ciuda acestor previziuni. Biblia vorbește despre ele în cartea Apocalipsa ultima a Noului Testament, a celor 66 și în cărțile profetice ale Vechiului Testament. În ciuda acestor previziuni sumbre, în ciuda crizei care se adâncește, a locurilor de muncă tot mai puține, a scumpirilor fără limită, a dezastrului economic în general, noi privim înainte cu speranță, fiindcă unul dintre oamenii Vechiului Testament, un om care a umblat cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a numit, numit un om după inima lui, a spus: Am fost tânăr și am bătrânit și nu l-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea, fiind lipsit. Noi credem că Dumnezeu va purta de grijă familiilor noastre, indiferent de situația economică a țării în care trăim sau a planetei albastre. Privim în urmă cu pocăință, dar privim înainte cu speranță. Pocăința este în legătură cu ceea ce noi nu am făcut bine, în timp ce speranța este în legătură cu performanța pe care o așteptăm de la Dumnezeu, adică mila sa, bunătatea sa, iertarea și iubirea sa. În al treilea rând, privim în jos cu dragoste. Asta înseamnă că ne vom uita uh, înspre oamenii care ne înconjoară, în principiu oamenii din familia noastră, tovarășii de viață, copiii sau părinții, rudele, prietenii, vecinii, colegii. Uh, ne vom uita înspre oamenii aceștia cu dragoste, cu bunătate. Uh, unii dintre dumneavoastră, stimați telespectatori, ați trecut de iureșul tinereții, unde... Uh, dreptatea excesivă, ambiția fără limită, visele ireale și multe, multe, multele altele asemănătoare acestora ne-au determinat comportamentul. Trecând prin viață, având tot felul de experiență, ne-am liniștit și ne-am obișnuit cu gândul că trebuie să iubim pe oameni, să fim mai flexibili, mai toleranți, mai buni, că ceea ce face farme cu unui om este bunătatea. Cu dreptate îl poți ucide pe un om, Datorită dreptății pure poți renunța la partenerul de viață, la copii și la părinți, însă dragostea e ceea ce încununează farmecul unui om. Trebuie să privim în jos cu dragoste, trebuie să privim în jos cu dragoste la părinții noștri care ne-au crescut. Poate nu sunt cei mai meritoși părinți, însă părinții nu trebuie să merite pentru ca să-i respectăm. Prin faptul că ne-au născut, ne-au dat viață, mama ne-a purtat în pântece, ne-a crescut, ne-a legănat, ne-a învățat să vorbim, ne-a dat educația elementară, trebuie să privim cu dragoste la ea, cu dragoste la tata care a câștigat pâinea pentru noi, în ciuda eventualelor greșeli pe care le-au făcut în educație. Să privim cu dragoste la tovarășul de viață care ne este prieten în călătoria spre cer. Persoana care se îngrijește de noi, care nu ne disprețuiește când suntem jos și nu ne invidiază când suntem sus. Să privim cu dragoste la copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Poate nu avem cei mai inteligenți copii, dar sunt copiii noștri. Poate nu sunt cei mai frumoși copii sau cei mai cuminți, dar sunt copiii noștri. Sunt copiii pe care Dumnezeu ni-a dat. Pentru noi sunt cei mai frumoși, cei mai inteligenți și cei mai cuminți. Să avem dragoste față de oamenii din casa noastră. Să ne investim în ei, să nu le facem parte doar de resursele materiale la care noi avem acces prin uh, uh, salariul pe care îl primim, ci să le facem parte de resursele noastre sufletești, de timpul nostru, de pasiunea noastră, de entuziasmul nostru, de zâmbătul nostru, de încurajarea noastră. Cam aceasta ar fi atmosfera care ar trebui să încununeze gândurile și simțămintele noastre sufletești în această ultimă zi, în această solemnă zi a anului 2011. Să privim în urmă cu pocăință, surprinzând negativul din trecutul nostru. Să privim înainte cu speranță. Bunătatea lui Dumnezeu va fi suficientă pentru noi și casele noastre. Dar să privim în jos, la oamenii care ne înconjoară, să privim cu bunătate să privim cu înțelegere, pentru că așa cum am vrea noi să fim iubiți de Dumnezeu, așa ar vrea oamenii aceștia să fie iubiți de noi, să fim o manifestare, o reprezentare a iubirii și a milei divine față de oamenii aceștia din viața noastră. Apoi, să privim în sus cu recunoștință, la un Dumnezeu care nu s-a uitat dacă merităm sau nu, cine a binecuvântat din abundență, și țara unde trăiești, Dumneata, a primit ploaie și soare pentru ca să crească cerealele să ai pâine să mănânci. Și, Dumneata, te-ai trezit de dimineață cu uh, corpul refăcut, regenerat, odihnit, în timp ce cu câteva ore în urmă, probabil șapte-opt ore în urmă seara, te-ai culcat frânt de oboseară noaptea târziu. În timpul nopții, în timp ce dormeai, Dumnezeu ți-a regenerat organismul. Sunt oameni de seama dumitale care uh, au murit de mult, le-au rămas tovarășii de viață singuri, și copiii mici, pe care, care au crescut fără tată sau fără mamă. Ai rămas în viață să-ți crești copiii, să te bucuri de soție și de soț, să-ți cinstești părinții, să-ți să faci un nume sub soare, să-ți împlinești visele, omule, inima care bate în piept primește de la Dumnezeu de 70 de ori pe minut răspunsul la întrebarea să mai bat, Doamne, da, mai bate. Într-o zi el va spune stop, putea să spună acum 5 ani, putea să spună într-una dintre zilele anului 2011. Omule, să nu te semețești, Omule, să nu te mândrești fără măsură, să nu crezi că stăm puterea dumitale să trăiești sau să mor, nu-ți poți, con nu poți controla existența. Dacă Dumnezeu vrea să-ți oprească viața, ți-o va opri, nu-ți va cere părerea, nu poți intra cu el în competiție, ești doar un muritor. Firul dumitale de viață este înfășurat pe degetul lui Dumnezeu. Trebuie neapărat să te cobori din atitudinea aceasta de păun în care te-a ridicat performanța sportivă sau politică sau profesională sau intelectuală sau materială văzându-te deasupra vecinilor sau a rudeolor sau a colegilor pentru faptul că nu știu ce performanță ai achiziționat pentru că ai o mașină mai bună pentru că ai un serviciu mai bun pentru că ai copii mai frumoși sau pentru că ai reușit să-ți faci o casă mai mare ascultă-mă omule este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că ai reușit lucrurile acestea nu pune pe seama dumitale prea mult fii o persoană modestă uite-te cu știință înspre cer. Nu te uita de pe o poziție de superioritate, pentru că niciodată cerul nu va fi de sub, ci întotdeauna deasupra. Dumnezeul acesta care a fost bun cu dumneata, a fost bun cu părinții, 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 părinților dumitale. Este Dumnezeul cerului și al pământului. Ești doar un muritor care, ca un licurist, clipești pentru o clipă în istoria umanității uite te în această zi a anului, în ultima zi a anului 2011, înspre Dumnezeu cu recunoștință. Acceptă că El te-a ajutat, El ți-a dat sănătate, El ți-a luminat pașii, El ți-a dat putere, speranță, ți-a dat soluții, ți-a dat înțelepciune, te-a ajutat în momentele grele, la examene, în nopțile lungi, fără sfârșit, în singurătate, în conflictele pe care le-ai avut, în examenele prin care ai trecut. Domnul a fost bun. Lumina lui ți-a luminat sufletul și mintea. Ai fi putut fi o persoană într-un cărucior cu rotile. Ai fi putut avea un băț de culoare albă în mână cu care să pipăi bordura să nu te împiedici de ea în condiția de nevăzător. Dumnezeu te-a binecuvântat, smerește-te înaintea Domnului. Poate ești o persoană realizată din punct de vedere, personal, din punct de vedere profesional sau intelectual. Poate ești cineva spre care se uită oamenii din oraș cu respect, poate apar la televizor în fiecare zi, poate ești însă o persoană dintr-un sat necunoscută de nimeni, un anonim, indiferent cine ești, nu ești decât un om, ai aceeași valoare ca toți ceilalți muritori prin faptul că ești un om. Dumnezeu nu este impresionat de realizările dumitale. În fața lui ești doar o persoană care îl asculți sau nu, care îl respecti sau îl batjocorești în mod declarativ sau ascuns în inimă. Te rog, gândește-te la lucrurile acestea. Dumnezeu ți-a dat discernământ, folosește-l și în relația cu Dumnezeu. îndreaptă privirea spre cer astăzi, în ultima zi a anului 2011 și mulțumește-i că ești în viață. Mulțumește-i că ești ce ești. Mulțumește-i că ai ce ai și că știi ce știi. Privește spre cer cu recunoștință, este o atitudine înțeleaptă în această ultimă zi a anului și apoi privește în interior cu bucurie. Nu te uita la ceea ce nu ai. Nu lăsa ca absența acestor vise neîmplinite să-ți umbrească bucuria lucrurilor pe care le-ai achiziționat. Mulțumește-te cu ceea ce ai reușit până astăzi. Nu te uita la examenele pe care le-ai pierdut. uite te la cele pe care le-ai câștigat. Nu te uita la banii pe care ai fi putut să-i câștigi, dar nu ai reușit. uite te la banii pe care ai fi putut să-i câștigi și ai câștigat. Nu te uita la lucrurile pe care le-ai pierdut. Uită-te la cele pe care le mai ai. Nu te uita la visele nemplinite, ci uită-te la realizări, omule. Secretul fericirii este să te mulțumești cu ce ai, cu ce ești. Roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea sănătate și viață pentru anul următor, dar acum, la finele acestui an, onorează-l pe stăpân care te-a binecuvântat. Nu-l face să se simtă rău prin faptul că ești nemulțumit cu ceea ce ți-a dat. Acceptă că nu meritai nici atât. Ești doar un muritor cu defecte personale specifice. Dumnezeu ți-a dat har. În această zi a anului 2011, întoarce-te cu recunoștință înspre Domnul, dar cu bucurie în suflet. Găsește-ți echilibru emoțional. Împacă-te cu dumneata, cu condiția de viață în care trăiești. Poate ți-ai pierdut sănătatea, poate ai pierdut pe cineva drag, poate ai pierdut tot ce ai strâns într-o viață. Poate ți-ai pierdut banii sau casa, sau poate ți-ai distrus relațiile, poate ți-ai pierdut sănătatea, poate ți-ai pierdut un membru al corpului și te gândești, Doamne, cum o să mai trăiesc? Ascultă-mă, ești din mâna lui Dumnezeu, cu toată viața, cu toată situația, cu toată condiția existenței. Ceea ce trebuie să faci este să te mulțumești cu starea în care ești acum. Și în încheiere ca niște concluzii aș vrea să te întreb, ce ai învățat din anul 2011? Dragul meu, nu ești un preșcolar, nu ești un grădinar, ești un adult, grădinar în sensul că mergi la grădiniță. Ești un adult, ce ai învățat din anul 2011? Experiențele prin care ai trecut, crizele cu care te-ai confruntat, te-au învățat ceva? Vrei să faci o decizie pentru ca în anul 2012 să faci ceva diferit? Dacă nu mai trăiești în anul 2012, unde îți vei petrece veșnicia? Te-ai gândit? În primele zile ale anului 2012 s-ar putea să sfârșești. Te trezești că nu te mai trezești unde îți vei petrece veșnicia dacă se va întâmpla lucrul acesta. Vrei să repar singurul lucru important din viață, adică viața, vrei să te împaci cu Dumnezeu în această ultimă zi a anului 2011. Vrei să recunoști că tot ce ai e și știi este darul lui Dumnezeu pe care nu-l meritai, un Dumnezeu față de care ai stat uh, întors cu spatele. Întoarce-te cu fața înspre El, recunoaște că El te-a binecuvântat, că merită totul și mai mult decât totul te merită pe dumneata închinarea Dumitale. gândul de recunoștință. Umple inima de bucurie că ești ce ești, puteai fi mai rău. Petrece sărbătoarea aceasta cu o atitudine de recunoștință. Aș vrea să privești în cartea aceasta, în Biblie, care e scrisoarea de iubire și să te asiguri că poți avea speranță pentru 2012 Dumnezeu te iubește. Dacă nu ai o Biblie personală, e timpul potrivit să sun la numărul de pe și să primești în dar o Biblie, și încheiind ultima emisiune a anului 2011, o să ne rugăm împreună: Tată care ești în ceruri, mulțumim pentru anul acesta în care ai fost bun cu noi. Mulțumim că ne-ai binecuvântat în mod abundent. Mulțumim că ne-ai iertat, ne-ai ascultat rugăciunea, ne-ai binecuvântat familia. Recunoaștem domnia și mila ta în viața noastră. Îți mulțumim pentru toate lucrurile. Ne punem viața la picioarele tale, ne predăm voința noastră ție. Binecuvântă-ne sărbătoarea, casa, viitorul, anul în care sperăm să intrăm prin harul tău cu sănătate și bucurie. Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat. Îți dăm inima noastră ție. Familia noastră o punem la îndemâna ta. Și îți mulțumim că ne-ai ascultat, Tată, fiu. Și Duhul Sfânt, și împreună să spunem Amen. Fost o onoare pentru mine să petrec cu dumneavoastră clipele acestea, ultimile din anul 2011, să vă binecuvintez și în numele Domnului să vă urez la mulți ani, sărbători fericite, și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe curând!